Guvernul și reprezentanții sindicatelor și patronatelor au agreat creșterea salariului minim brut pe țară, garantat în plată la 4.050 de lei, începând cu luna ianuarie 2025. Prim-ministrul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu au prezentat partenerilor sociali analize care fundamentează creșterea salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată, începând cu anul viitor. În urma analizelor și dezbaterilor cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, a fost agreată majorarea salariului minim de la 3.700 de lei lunar la 4.050 de lei lunar, precum și menținerea facilității de scutire de la plata impozitului și contribuțiilor sociale a sumei de 300 de lei lunar. De asemenea, reprezentanții guvernului și cei ai partenerilor sociali au agreat necesitatea reducerii taxării forței de muncă pentru veniturile mici și medii. Consultările cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor au avut loc în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Totuși, sindicatele au venit cu alte propuneri în fața reprezentanților guvernului. Astfel, conform formulei de calcul propusă de Blocul Național Sindical, salariul minim pentru 2025 ar trebui să se încadreze între 4.183 de lei și 4.290 de lei. Aceste cifre avansate au la bază indicatori de calcul preciși. Unul dintre aceștia este rata inflației pe anul 2023, ajunsă la 10,4%.